De mai bine de 7 secole, aici, la Tomești, pe mal de Bega, timpul a ținut mereu cu oamenii. Le-a dat tihnă când și-au dorit, i-a și zorit când a fost nevoie, le-a dat din răbdarea lui și au împărțit împreună totul, ca niște frați buni. Fiți bineveniți în Tomești, Timiș, locul în care timpul și-a dat măsura bunătății, iar timpurile n-au făcut altceva decât să ne unească și mai tare și să ne învețe să ridicăm fruncea și mai sus. Odată ajuns în Tomești, luncanii de jos sau de sus, românești, colonia fabricii sau baloșești, una dintre cele mai grele misiuni e să alegi cu ce să începi și de ce să te bucuri mai întâi. Trasee ce așteaptă să fie descoperite, tradiții gata să ți se dezvăluie, bunătăți ce așteaptă să fie gustate, locuri și oameni de care, iremediabil, te îndrăgostești. Acesta este Tomești, un loc de poveste care își scrie și trăiește din 1365 încoace povestea proprie. Mai bine de 140 de kilometri pătrați ce te poartă de-a lungul râului sfânt al bănățenilor Bega, te urcă pe culmi semețe și te coboară în văi domoale. Dumnezeu a binecuvântat Tomeștiul și pe oamenii din Tomești și pentru asta nu încetăm să îi mulțumim zi după zi cu fiecare nou răsărit și la fiecare nou apus, în fiecare mănăstire de pe deal și în fiecare biserică din vale. Iar aceste locuri ce ne apropie de Dumnezeu nu sunt deloc puține în Tomești. Pe drumul de la Coșava spre Românești, nu departe de sat, se află una dintre mănăstirile reprezentative ale Arhiepiscopiei Timișoarei, modul în care a fost pictată făcând-o unică în Banat. Construirea mănăstirii a început în anul 1912, iar de atunci și până în zilele noastre, locașul nu încetează să fascineze local și turiști deopotrivă. Mănăstirea Izvorul lui Miron din Românești, așezată într-o minunată dumbravă printre lacuri pline de nuferi, atrage an de an mii de vizitatori și turiști veniți să-și găsească liniștea și să se bucure de apele termale ce, spune legenda, au proprietăți vindecătoare. Biserica, ridicată din cărămidă pe o fundație de piatră, are formă de navă după modelul bisericilor bizantine, dar pereții au fost pregătiți pentru pictură abia în 1979. Maniera în care a fost pictată a făcut ca aceasta să fie supranumită Voronețul Banatului. La doar câțiva pași de mănăstirea Izvorului Miron, în Românești, se înalță falnică biserica de lemn, cu hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Edificiul de secol XVIII ne arată priceperea fără margini a meșterilor lemnari de prin aceste locuri. Este ridicat din bârne groase, cioplite din lemn de gorun și încheiate fără să se fi folosit cuie. Pronaosul este scund și tăvănit. Naosul este acoperit cu o boltă semicirculară. Biserica este acoperită cu șindrile, având în prelungirea acoperișului două polate ce protejează intrările. Turnul de lemn de deasupra pronaosului se termină cu un bulb de inspirație barocă și el placat cu șindrile. Un alt loc important de reculegere și regăsire în Tomești este schitul cu hramul acoperământul Maicii Domnului din Luncanii de Sus. Construit relativ recent, cu piatra de temelie pusă în 2001, locul e casă bună pentru măicuțele care îl îngrijesc cu toată dragostea lor, dar și un loc de pelerinaj apreciat de toți cei porniți pe calea găsirii lui Dumnezeu. Atracție turistică veritabilă, Tomeștiul e un adevărat magnet pentru pasionații de călătorii în natură. Padeșul și Rusca, vârfurile semețe ale munților Poiana Ruscă, sunt gata de cucerit de toți pasionații muntelui. Tot aici, vara, veți găsi la fiecare pas fructe de pădure crescute natural, sălbatic, afine, merișoare sau zmeură, numai bune de gustat într-o mică pauză sau de luat acasă pentru a vă aminti de bogățiile naturale ale Tomeștiului. Cabane unde să își tragă sufletul sunt alte puncte importante pe harta turistică a Tomeștiului. Gurmanzii și pasionații de pescuit se vor simți și ei în apele lor, pe râurile de munte sau la păstrăvăriile amenajate aici, în apele Tomeștiului. Nu putem vorbi de Tomești fără să amintim de arta sticlăriei, una dintre tradițiile care i-au dus faima peste mări și țări de-a lungul vremurilor. Din 1826, cei mai renumiți meșteri sticlari din Ținut au creat aici adevărate opere de artă. Din anul 2000, locul fabricii de sticlărie a fost luat de una de parchet și de o fabrică de lanțuri. La vremuri noi, îndeletniciri noi, dar aceeași pasiune pentru munca bine făcută, cum doar în Banat veți
Oștedea. La fel de importante însă ca și locurile sunt lucrurile pe care tomeștenii le-au creat de-a lungul timpului aici și care le-au dus faima peste zări. Unul dintre evenimentele magnet ale Tomeștiului este Liman Bike Race, o idee venită în curtea școlii lângă Teiul de pe malul Begăi prin 2006, când o mână de tomeșteni pasionați de pedalat au creat ceea ce acum este unul dintre cele mai importante concursuri de trail și mountain bike din România. Evenimentul a evoluat an după an, kilometru după kilometru, de la 13 la 30, la fel cum cu fiecare ediție a crescut și numărul de participanți. Acum, orice biciclist pasionat din România știe de Valea lui Liman și de valurile de adrenalină care curg pe aici în fiecare an când se dă startul Liman Bike Race. Și tot în Valea lui Liman găsim în fiecare vacanță, indiferent de anotimp, una dintre cele mai apreciate tabere pentru copii din partea asta de țară. Aici cei mici descoperă natura, oamenii, locurile și, cel mai important, se descoperă pe ei înșiși, într-o comuniune perfectă cu natura și oamenii locurilor. Pe bicicletă sau la pas, una dintre destinațiile preferate din Tomești, atât de turiști cât și de oamenii locului, e satul de pe deal, un loc magic în care se deschid orizonturi mult mai largi, o zonă de belvedere care îți va rămâne nu doar pe retină, ci și în suflet. Recent inaugurat, drumul agricol ce pornește din satul Luncanii de Jos a fost săpat de constructori prin munte, pentru ca oamenii să aibă acces mai ușor către terenurile agricole pe care le au la oboare. Poate fi o alternativă la drumul județean 684 care face legătura cu Carașul, până la o altitudine de 700 de metri. Realizat cu o singură bandă, drumul este marcat și semnalizat. Are peste 10 curbe deosebit de periculoase ce șerpuiesc prin munte, iar multe dintre pante au înclinații ce ajung și la 25 de grade. Cei care au apucat să circule pe el spun că este cea mai spectaculoasă șosea din vestul țării, lucru confirmat și de reprezentanții administrației locale. Aceștia vor să continue proiectul până la limita cu județul Caraș-Severin. Ne aflăm în vârful Oboare, pe drumul agricol construit pe măsura 1-2-5, drum agricol care deservește aproximativ 600 de hectare de pășuni, terenuri agricole, fânețe și aproximativ 2000-2500 de hectare de pădure. Drumul agricol are mai multe scopuri. În primul rând, pentru care a fost finanțat pentru destinația agricolă, îndeplinește condițiile de traseu turistic, cât și alternativă la drumul județean 684, care face legătura între județul Timiș și județul Caraș-Severin, cu o întâlnire la Tăul Ursului. Iar din înaltul muntelui poți coborî oricând în adâncurile pământului, tot la Tomești, în peștera cu apă, situată pe versantul stâng al Văii Pustânii. Acesta e locul unde natura a construit lent în decursul a mii de ani adevărate opere de artă. Peștera este săpată în rocile calcaroase și dolomitice din versantul nordic al dealului lui Filip, se află la cota 340 de metri și are o lungime totală de 370 de metri, iar după unii speologi ar avea chiar 1050 de metri, fiind cea mai lungă peșteră din județul Timiș. Zona cea mai frumoasă este o sală înaltă asemănătoare unei biserici, al cărei tavan se sprijină pe două coloane îngemânate, formate din unirea stalactitelor și stalagmitelor, aceasta fiind numită de unii cercetători la cruce. În interiorul peșterii se poate vedea o formațiune geologică unică, numită brecie tectonică. În această încăpere, geologii împreună cu Filarmonica din Timișoara organizează la jumătatea lunii octombrie a fiecărui an concerte de muzică simfonică datorită rezonanței fonice a grotei. Primul concert simfonic din peșteră a avut loc în data de 27 septembrie 1984, inițiat de doctorul Lucu, iar cei care au avut privilegiul să participe și-l amintesc și astăzi ca pe un reper cultural excepțional. De atunci, în fiecare toamnă, peștera de la Tomești răsună de sunete divine, iar toate concertele organizate aici devin amintiri memorabile pentru toată lumea.
În fiecare an, în preajma sărbătorilor, Valea Begăi răsună de bucuria dubașilor din Tomești. O tradiție pe cât de frumoasă, pe atât de îndelungată. Iar la Nedea românilor de pretutindeni ne dăm cu adevărat măsura ospitalității. De aceea, an după an, tot mai mulți români din toate colțurile țării, dar și o mulțime plecați prin alte țări, vin la Tomești ca să regăsească sentimentul pur de acasă. Să se bucure alături de oameni dragi, să guste din bunătățile gătite cu sufletul de gospodine tomeștene desăvârșite, să se prindă în hore can banat și să își amintească mereu de unde au plecat. Fiecare din cele peste 2000 de suflete ale Tomeștiului are o poveste de spus și în fiecare poveste se regăsesc cei aproape 700 de ani de când existăm împreună pe aceste meleaguri binecuvântate. În tot acest timp am făcut tot ce a depins de noi pentru ca viitorul să fie de partea noastră. Acum viitorul a devenit prezent și suntem mândri cu tot ceea ce Tomeștiul a construit și e gata acum să împartă cu cei care îi trec hotarul. Așteptăm cu drag, oricând, la Tomești, în inima Banatului.